Cecilia Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Scandal între rude la Valea Mare Pravăț. Într-un cătun de romi, unchi și nepoți s-au atacat cu drujba și toporul din pricina unui gard. Un bărbat a fost reținut, alți doi au ajuns la spital. Scandal izbucnit în Valea Mare Pravăț la Nămăiești, acolo unde mai mulți romi s-au luat la ceartă. Vorbim despre un scandal între rude, iar mărul discordiei îl reprezintă un gard. Un bărbat de 34 de ani, însoțit de un văr de-al lui de 18 ani, au mers la unchiul lor să-și facă dreptate. Bărbatul de 34 de ani și-a atacat unchiul cu o drujbă, rănindu-l. Acesta, la rândul lui, l-a lovit pe tânărul de 18 ani și amândoi au ajuns la spitalul din Câmpul Lung cu o ambulanță. De scandal a aflat tot satul, care s-a strâns pe uliță. La 3 noaptea a venit domnul Paonțu și m-a găsit. Mi se bătea inima când a vrut să ne taie. Cele mai rele sunt femeile. Noi nu suntem rele. Ia-te că ce-a domnul și-a făcut. E locul ăsta la tine, n-a răcărat să ne taie. E nepotul meu. E băiatul meu, fiul meu, fiul meu, plecat un mandat de la străinătate. La fața locului a ajuns imediat poliția, care a condus la audieri mai mulți martori. Răniți au fost investigați la spital, iar rănile nu le pun viața în pericol. Aceștia au fost audiați de poliție și s-a deschis deja un dosar penal pentru tentativă de omor. Bărbatul de 34 de ani a fost reținut. Moarte suspectă la Pitești, unde un bătrân a fost găsit de o vecină zăcând într-o baltă de sânge. Bărbatul de 70 de ani locuia într-o casă din centrul orașului și obișnuia să meargă la biserică în fiecare duminică. Vecina lui s-a impacientat când a văzut că nu vine la biserică, a găsit ușa deschisă și l-a zărit pe bărbat căzut. Speriat a chemat un vecin, care a sunat la 112. Aveam programat dimineața să merg la biserică cu dânsul, pe la 8-8 și ceva. În fiecare duminică noi ne duceam împreună la biserică și n-a mai venit unde trebuia să ne întâlnim, aici lângă biserică. L-am sunat și n-a mai răspuns și atunci am venit acasă la dânsul. Era ușa descuiată, ușa deschisă, așa la perete, și am vorbit cu niște vecini de-ai dânsului, care s-au uitat puțin așa din prag și au văzut mici pete de sânge pe linoleu. Nu am auzit absolut nimic, deci nu am auzit niciun zgomot, că le-am spus și la domnii polițai, nu am auzit absolut nimic. Polițiștii au ajuns la fața locului, la fel și două echipaje, unul de la Smurt și unul de terapie intensivă mobilă. Bătrânul murise de câteva ore, iar medicii nu au mai făcut altceva decât să constate decesul. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la descoperirea unui bărbat de 70 de ani decedat în locuința de pe strada Republicii din centrul Municipiului Pitești. La acest moment se efectuează cercetări, nefiind exclusă nicio variantă de lucru, iar în continuare, în funcție de rezultatul acestora, urmează să se stabilească dacă decesul a fost un accidental sau nu. Criminaliștii au ridicat probele de la fața locului pentru a le duce la laborator. Deși nu pare a fi un deces violent, ei nu exclud nicio posibilitate și de aceea a fost deschis un dosar penal de moarte suspectă. Avertizare, ro-alert, au fost semnalați urși din nou la Vidraru. De aceea reprezentanții ISU au emis avertizarea ro-alert prin SMS pentru a anunța pe oameni că există un potențial pericol și mai ales pentru a atenționa să nu se apropie de animalele sălbatice. A fost alertă din nou la Vidraru. Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș a emis o avertizare ro-alert prin SMS pentru a-i anunța pe oameni că există un potențial pericol. În mesaj se aduce la cunoștință faptul că urșii sunt prezenți în zona barajului Vidraru, dar și la poalele muntelui pe care se află cetatea lui Vlad Țepeș de la Arefu. Un pui de urs a fost semnalat la 6 km de baraj spre Bâlea Lac și către zona respectivă a fost trimis echipajul Smurd de la cota 2000. A doua prezență a animalelor a fost lângă cetatea lui Vlad Țepeș, acolo unde ursoaică cu doi pui a ieșit pe stradă și apoi a mers pe albia râului. În ambele situații au fost emise atenționări ro-alert pentru ca lumea să încerce să evite contactul cu animalele și mai ales să le dea de mâncare. Comuna argeșeană Corbi devine pentru 3 zile capitala rocului și asta pentru că va avea loc o nouă ediție a festivalului Stonebird. Dealurile de deasupra satului Corbi de Piatră așteaptă mii de iubitori ai muzicii rock într-un cadru natural de excepție. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc a doua ediție a unui festival de rock care se desfășoară în mediul rural. Vorbim despre festivalul Stonebird, care se desfășoară la Corbi și care va aduce aici trupe consacrate în rockul românesc și nu numai. Vă invităm în perioada 9-11 august la Corbi de Piatră, la cea de-a doua ediție a festivalului Stonebird Festival, unde vom avea parte de o atmosferă extraordinară,
de o zonă deosebită. Publicul spectator se va bucura de muzică de cea mai bună calitate, dar și de un peisaj cu adevărat unic. Totul completează tabloul unui weekend de poveste. Printre artiștii de renume care vor concerta la Corp se numără Cristi Minculescu, David Rees, Țapinari, Timpuri Noi, Zob, Bucovina, Concert Matineu, Mai Godoroja and Blue Spirit. Ineditul acestei ediții este că vom avea două scene, scena principală și scena secundară, vorba de un camion adus din America, pe care vor cânta și ne vor încânta cu melodiile lor formațiile invitate. Organizatorii susțin că pe parcursul celor 3 zile de distracție și muzică de calitate, toți cei prezenți se vor bucura și de preparate tradiționale specifice zonei. Și dacă prima ediție a fost un succes, ei speră ca și cea de-a doua să fie pe placul tuturor. Emoție și bucurie în Trivale. Sfostele mari glorii al Violete au fost sărbătorite așa cum se cuvine. FC Argeș a împlinit 66 de ani de existență, iar de la ultimul titlu cucerit de formație s-au împlinit 40 de ani. Eveniment special dedicat fostelor glorii de la FC Argeș la acest aniversar. 66 de ani de existență pentru clubul al Violete, respectiv 40 de ani de la câștigarea ultimului titlu de campion național. În acest fel, sâmbătă de la ora 11 pe stadion a avut loc întâlnire cu toate fostele glorii ale echipei piteștene. E o mare sărbătoare, o zi deosebită. Sunt înconjurat, în primul rând, de somitățile municipiului Pitești și ale județului nostru. Cei care întotdeauna se gândesc la noi, la FC Argeș, trăiesc și acum momentele minunate pe care această echipă de-a lungul anilor le-a făcut cu glorie în fotbalul românesc. De câte ori ne revedem și sunt aceste momente, revăd tinerețea, îmi văd anii, îmi văd stadionul, îmi văd locul unde sunt, văd unde tinerețea soțului meu a fost aici, acum primesc eu rezultatele. De câte ori ne vom întâlni, suntem fericiți. Pentru mine este o bucurie enormă, pentru că văd că în orașul Pitești lucrurile s-au schimbat și stadionul arată impecabil, gazonul de asemenea. Am fost impresionat de holul superb. Noi ieșeam tot timpul, era întunecat, nu vedeam nimic. Acum, într-adevăr, arată într-un mare fel. Eu cred că Argeșul are potențial. Sunt oameni care au venit alături de echipă și eu cred în acest lot în Dică și în acești băieți că pot să se bată la promovare în acest an. Este o onoare că putem să fim alături de acești oameni care au făcut performanță pentru acest club, au câștigat campionate, ceea ce știți și voi că este foarte greu să reușești acest lucru. Este o mândrie pentru noi, este o mândrie că putem să îmbrăcăm tricoul acestui club, este o mândrie că avem șansa să ajungem, să ne luptăm, să ajungem în Liga 1, să ducem clubul ăsta acolo unde este loc. Apoi a avut loc o ceremonie la Muzeul Județean Argeș. Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră, cei care ați scris istorie pentru FC Argeș și care ați adus atâta bucurie în sufletele improvisatorilor argeșeni și numai. Credeți-ne că chiar am făcut multe în ultima perioadă, pentru că exista această incertitudine ca echipa pe ceea ce se nu poate continua deloc sau să nu poate continua în ideea de a parcurge un campionat bun pentru promovarea pe care vreau foarte mult. Cu această ocazie, toți foștii mari fotbaliști au primit tricouri inscripționate cu numerele pe care le purtau în momentul cuceririi titlului de campioni. Victorie importantă pentru CS Mioveni chiar în start de sezon. Echipa lui Marius Stoica s-a impus cu scorul de 1-0 la Timișoara contra celor de la ASU Politehnica. CS Mioveni a obținut un succes important în etapa de debut a noului sezon și a învins cu 1-0 în deplasare pe ASU Poli Timișoara. Unicul gol al partidei a fost marcat de Herge Ligiu în minutul 59. A fost de fapt un eurogol, o execuție de senzație, un șut de la 16 metri puțin lateral stânga, direct în vincul de la colțul lung, portarul gazdelor rămânând fără reacție. Elevii lui Marius Stoica au făcut o partidă bună în care au ratat câteva ocazii bune, în timp ce gazdele au contat în atac doar pe finalul partidei. Jocul de la Timișoara a avut și doi eliminați, unul de la gazde, respectiv Mera, în minutul 63 pentru două cartonașe galbene obținute în urma unor faulturi, și unul de la argeșeni, Albăstroiu, în minutul 65, tot pentru două galbene primite după faulturi. În trecere de mare anvergură, mondialul de caiaca noi al juniorilor și tineretului a ajuns la final. România a obținut, după cele 4 zile de concurs, 3 medalii.
S-a încheiat campionatul mondial de caia canoe pentru junior și tineret, care s-a desfășurat la baza nautică de la Bascov-Budeasa, una dintre cele mai mari competiții găzduite vreodată de municipiul Pitești. Numai puțin de 878 de sportivi din 61 de țări de pe toate continentele s-au prezentat la start. Cele mai numeroase delegații au fost cele ale Spaniei, cu 46 de sportivi, ale Rusiei, Poloniei, dar și Ucrainei, cu câte 41 de sportivi. Competiția a fost dominată de națiunile cu mare tradiție în acest sport, Ungaria fiind marea câștigătoare. România și-a adjudecat 3 medalii la acest mondial, toate de argint. Leonid Carp și Ștefan Strat au câștigat 2 dintre ele în cursele de 500 și 1000 de metri la canoe, în timp ce a treia medalie de argint a fost adusă de Constantin Diba, tot la canoe, 1000 de metri. Delegația tricoloră a numărat 34 de sportivi, 14 fete și 20 de băieți, dintre care 21 de juniori și 13 sportivi under 23. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 3. La revedere!